aceste teorii ale conspirației au prins un teren fertil în România și din cauza îndoctrinării religioase din școli. Da? Pentru că, din nefericire, în ultimii 30 de ani, religia a corupt mințile multor generații de elevi și le-a alterat șansa de acestor elevi de a-și dezvolta o gândire critică, o gândire rațională. Pentru că dacă de la clasa 0, atenție, de la clasa 0 se face religie, uneori chiar și de la grădiniță. Dar hai să spunem, în curicula de la clasa 0 deja este religia acolo. Dacă de la clasa 0 ți se tot bagă în minte absurditățile acestea mistice religioase, pentru că asta se face la religie, se face dogmatică. Copiilor li se inserează în minte poveștile religioase, poveștile religiei, ca și cum ele ar fi realitate. Nu metafore, nu povești, așa cum sunt alte povești despre care ar putea să afle la ora de literatura română, de limba și literatura română. Nu, nu, nu. Acele povești fantastice în care se întâmplă lucruri miraculoase, le sunt inserate în minte ca și cum ar fi adevăruri, ca și cum ar fi relatări ale unor situații reale. Ori asta distruge gândirea rațională. Asta distruge discernământul de a face diferența între realitate și ficțiune. Când această diferență nu mai este făcută, atunci terenul este pregătit pentru, cum vă spuneam, teoriile conspirației. Da? Ești capabil să crezi orice. În momentul în care mintea ta nu are acest discernământ, vei cădea foarte ușor în plasa tuturor farsiorilor acestei lumi, care te vor păcăli și te vor minți de-a lungul vieții tale în multe privințe. Nu numai în privința religiei, iată acum și în privința vaccinării. Conspiraționismul așadar îți anulează raționalitatea, dar deja raționalitatea foarte multor concetățeni era compromisă în într-o măsură mai mică sau mai mare din cauza îndoctrinării religioase din școli. Pentru că, sigur, dacă în școli ar fi niște ore de cultură religioasă despre marile religii, despre istoria religiilor, că tot îl avem pe Eliade, îl avem pe Eliade și nu-l fructificăm. În loc să facem un soi de istorie a religiilor, facem îndoctrinare religioasă în școli. Ei bine, dacă am face niște ore în care elevii să învețe despre marile religii ale acestei lumi, sigur, cu un accent mai mare pus pe religiile care sunt în România, pentru că asta este. Sunt aici Biserica Ortodoxă majoritară, n-aș avea ceva împotrivă să fie mai multe relatări despre Biserica Ortodoxă, însă să nu fie într-un spirit de îndoctrinare, ci să fie într-un spirit istoric. Iată, când s-a înființat, care au fost patriarhii, episcopii, ce au făcut bun, ce au făcut mai puțin bun. Colaborarea cu securitatea comunistă, de exemplu. Da? Pentru că și acum, în continuare, legea îi exonerează pe prelați de la examinarea pe care ar putea o face Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Eu am depus o inițiativă legislativă în acest sens în Parlament, pentru ca și preoții să poată să fie verificați. Și ce credeți? La comisie au venit preoții de la Patriarhie să se opună. Și ceilalți, și parlamentarii ceilalți, toți au votat cum a cerut biserica. Și au respins proiectul. Deși CNSAS-ul a venit cu o scrisoare și a susținut inițiativa legislativă pe care am depus-o în perioada în care eram deputat. A fost și asta o luptă pe care am dus-o. Dar clasa politică, din nefericire, într-o largă majoritate, după cum vedem, este tributară intereselor bisericii și a susținut interesele bisericii de la atâția bani care au tot fost dați pentru Catedrala Mântuirii Neamului și pentru multe mii de biserici construite în ultimii 30 de ani din bani publici, până la obediența pe care au dovedit-o parlamentarii atunci când a fost vorba de a satisface interesele bisericii legate de religia în școli. Da? Și iată că suportăm consecințele. România este cea mai religioasă țară din Uniunea Europeană și are cei mai mulți morți din cauza COVID. Da? Și nu are cum să nu fie o legătură aici. Este limpede că sunt niște legături și, în general, țările din Est ortodoxe au o mare problemă cu COVID, cu această pandemie. În general, aici nivelul de vaccinare a fost scăzut. Și în Bulgaria, și în Ucraina, și în Rusia, și în alte țări ortodoxe, majoritar ortodoxe,
conspiraționismul a prins mult mai puternic și refuzul vaccinării a fost pe o scară mult mai largă. Încă un lucru absurd pe care tot văd că îl susțin conspiraționiștii antivacciniști. Ei spun așa, ni se încalcă drepturile. Nu vi se încalcă absolut niciun drept. Da? Pentru că nu există dreptul de a-i ucide pe ceilalți. Voi asta vreți, conspiraționiști antivacciniști. Dreptul de a-i ucide liber pe ceilalți, de a-i infecta și de a-i ucide. E ca și cum ați dori ca fumătorii să intre și să fumeze în spații închise. Și știți, poate vă amintiți, a fost o luptă, a durat ani de zile această luptă, pentru că în sfârșit Parlamentul, când eram și eu deputat și am pus și eu umărul la această lege, în sfârșit a votat pentru ca în spațiile închise să nu mai fie voie să se fumeze. De ce? Pentru că fumatul afectează sănătatea și celui care fumează și sănătatea celorlalți din jur, care inhalează fumul toxic respectiv. Ori ceea ce vor nevaccinații, vor ca ei să, fiind agenți ai propagării virusului, să aibă întreaga libertate de a infecta și pe ceilalți. Asta vor ei. Vor să se comporte ca niște fumători care intră și fumează în spații închise. Și cum spuneam la întâlnirea de miercuri, fumatul probabil te ucide dacă dezvolți anumite cancere, anumite afecțiuni pulmonare în ani, decenii, de la caz la caz. Și sunt multe riscul de afecțiuni pulmonare grave crește foarte mult la fumători. Dar în cazul virusului aici poți fi omorât în 2 săptămâni. Deci consecințele pot fi imediate. Imediate în sensul că în câteva zile deja poți să ai simptome și mulți oameni se sting în 10 zile, 2 săptămâni, 3 săptămâni. Așadar, într-un interval de timp foarte scurt de la momentul infectării. Și asta cer antivacciniștii. Da? Asta cer antivacciniștii, dreptul de a infecta și pe ceilalți și de a-i ucide și pe ceilalți. Dar acest drept nu există. Dimpotrivă, Constituția României și în general tratatele internaționale prevăd obligația pozitivă a statelor, adică statele sunt obligate să ia măsuri active pentru protejarea sănătății publice. Da? Deci statele sunt obligate și vedem că asta fac toate democrațiile. Deci nu e niciun fel de discriminare aici, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat deja, a spus nu e nicio discriminare în privința vaccinării. Nu e încălcat niciun drept. Vaccinarea, asta este, când e nevoie de vaccinare, pentru că vaccinarea salvează vieți, trebuie trecut la vaccinare. Nimeni nu se poate prevala. Bun, pot fi persoane care au anumite riscuri de efecte adverse, da? Deci există și astfel de situații, puține, dar ele există. Și acele persoane sigur că nu se vor vaccina, da? Ele vom încerca să sunt alte căi pentru a le proteja sănătatea. Dar cu aceste excepții, restul, majoritatea, marea majoritatea oamenilor ar trebui să facă, ar trebui să accepte și iată, nu e nicio obligație efectivă de a te vaccina. Primul apel a fost la conștiință. Ulterior însă, evident că nevaccinații nu pot pretinde să se ducă în mall-uri sau în locuri unde pot fi aglomerații umane și pentru a infecta pe ceilalți. Deci evident că trebuie impuse niște măsuri restrictive, dar asta nu înseamnă că li se încalcă vreun drept. Pentru că dreptul pe care îl cer nevaccinații este, cum vă spuneam, acela de a, ca și cum ar fi niște fumători, da? Care fumează în spații închise. Nu există un astfel de drept. Nu există dreptul de a infecta pe ceilalți și de a ucide pe ceilalți. Așadar, măsurile care sunt impuse în tot mai multe țări, sub forma unui certificat verde sau sub alte forme, sunt legitime, sunt necesare și perfect democratice. Nu se încalcă nici un drept. Iar în situații de excepționale, în situații de urgență, că de-aia se declară stare de urgență, de-aia se declară stare de necesitate sau. Pentru că în anumite situații trebuie luate niște măsuri, carantinare sau alte măsuri, vaccinare, măsuri de limitare a adunării oamenilor în numere mari. Iar acest lucru e cunoscut de mult. Și în Evul Mediu se făcea carantinare când era ciumă.
Și atunci, în evul mediu, oamenii știau că trebuie să stea în case, închiși, ca să evite contactele cu ceilalți, ca să se mai diminueze cât de cât riscul. Da? Și atunci știau asta. Deci carantinarea era o măsură care se lua și prin secolul 18, 17, 16. Se luau astfel de măsuri și atunci. Să vii acum și să spui nu, eu vreau să mă mișc liber peste tot, este absurd. Și chiar am făcut un clip în direcția asta, care demontează acest mit al libertății de a infecta pe ceilalți, spunându-le, întrebându-i pe nevacciniști, ce ați face dacă am avea o pandemie de zombificare? Da? Și cei infectați cu un virus care te zombifică ar veni să vă îmbrățișeze cu duioșie. Ce ați face? Persoana respectivă, zombiul respectiv, ar putea spune, e dreptul meu să merg pe stradă, e dreptul meu să te îmbrățișez, să te infectez. Nu? Ați accepta acest lucru? Deci sunt lucruri elementare, n-au nicio logică în tot ceea ce spun acești antivacciniști. Ei refuză logica, refuză raționalitatea, dar sunt mulți. Sunt mulți și de aceea sunt un mare pericol. Pericol care se va extinde în următorii ani și asupra democrațiilor noastre. Pentru că aceia care fructifică, fie că sunt la fel de creduli, fie că sunt cinici, aceia care fructifică aceste concepții conspiraționiste sunt populiștii, partidele populiste. În România avem pe cei de la UR care capitalizează tot mai mult această direcție, dar sunt și în alte țări forțe care, politice care vor capitaliza acest tip de conspiraționism. Și asta va amenința democrația. Și oricum e limpede, democrațiile se maturizează și au forță în măsura în care un număr mare dintre cetățenii sunt educați, au educație. Democrația nu poate înflori cu adevărat în țări lipsite de educație, de cultură civică, de educație morală. Ori acești antivacciniști resping și cultura civică, și educația, și valorile morale, și știința, resping tot. Ei sunt promotorii barbariei. Da? Iar acest val de barbarie antivaccinistă va risca să amenințe democrațiile noastre. Va risca să amenințe drepturile și libertățile adevărate, autentice, cele care sunt trecute în Constituții, cele care sunt trecute în Declarația Universală a Drepturilor Omului, cele care sunt trecute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acești conspiraționiști sunt un pericol pentru democrație și ei trebuie combătuți, trebuie criticați în termeni fermi, nu în termeni jignitori, dar în termeni fermi. Deci nu e vorba de atacuri la persoană, dar trebuie să le fie criticate comportamentele și ideile. Trebuie demontate, pentru că în societatea noastră sunt unii care deja sunt infectați de acest conspiraționism, sunt unii care mizează pe raționalitate, pe logică și știință și mai sunt publicuri care sunt între, care sunt nehotărâte. Ei bine, pentru a convinge cât mai mulți dintre cei care sunt între, care sunt mai puțin convinși de o direcție sau alta, trebuie făcut efortul. Și am și inițiat în urmă cu aproximativ o lună un apel pentru promovarea științei, căruia s-au raliat zeci de nume importante din zona științelor exacte, din zona științelor sociale, profesori universitari, virusologi, medici din diverse alte discipline ale medicinii, ale medicinei, personalități publice, și vom face un set de demersuri, pentru că această bătălie va dura ani de zile. Ea durează de milenii, lupta între știință și obscurantism, între raționalitate, democrație, civilizație și barbarie. Asta va fi o luptă perenă a umanității. Este o luptă care va însoți umanitatea cât va exista ea, probabil. Și peste sute de ani vor fi lupte între diverse forme de barbarie și de iraționalitate manifestată politic sau civic, sau în planul valorilor, contra construcțiilor democratice și construcțiilor de civilizație din prezent și din viitor. Iar valurile de barbarie au avut succes de multe ori în istorie.
de la năvălitorii care au distrus Imperiul Roman și civilizația greco-romană, de la diverse forme de credințe care au distrus și au ars cărți, creștinismul, islamul, iudaismul, da? Care în formele lor extreme s-au manifestat violent și criminal față de alte credințe sau față de cei care nu aveau o credință sau față de cultură și cunoaștere, și ne sunt cunoscute distrugerile produse de cei fanatizați de aceste credințe de-a lungul istoriei. Apoi am avut barbariile totalitare, comunismul și nazismul, care la fel au respins libertățile, democrația, drepturile omului și au ucis zeci de milioane de oameni, au distrus valori culturale inestimabile, au generat războaie, ură, fiind tot forme de barbarie. Da? Și această luptă între civilizație și barbarie o trăim și astăzi, sub forma, în criza prin care trecem, ea a căpătat forma acestei lupte între știință, raționalitate, logică pe de-o parte și valori morale, da, pe de-o parte, și lipsă de empatie, lipsă de solidaritate socială, refuz al științei, refuz al raționalității și îmbrățișarea teoriilor conspirației pe de alta. Și aici este o bătălie, este o bătălie care ar trebui înțeleasă în această paradigmă, într-o paradigmă pe care am văzut-o istoric vorbind în multe alte contexte. Și sigur, nu va fi deloc o luptă ușoară, nu va dura puțin, va dura ani sau decenii, vom vedea, și se va prelungi în diverse forme încă mult timp în viitor, poate sute de ani. E greu de presupus că vom ajunge la o societate ideală, pentru că umanitatea și natura umană conțin în ea și germenii distrugerii și germenii violenței și ai barbariei și sunt foarte greu de ținuți în frâu acești germeni, acest potențial. E foarte greu de educat, de ținut în frâu, însă poate că nu e imposibil. Vom vedea dacă în viitor lumea noastră va fi cu adevărat mai bună și vor dispărea războaiele, ura, tensiunile, violențele. Vom vedea. Sau se va vedea peste secole. Noi nu vom mai fi acolo. Dar atunci când totuși civilizația a reușit să se stabilizeze și să transpună în realitate într-o măsură acceptabilă, că nicăieri n-am avut democrații perfecte, totdeauna e ceva de rafinat, de îmbunătățit la societățile noastre și va fi întotdeauna. Dar măcar în democrație poți lupta pașnic pentru valorile tale, da? Și poți lupta pașnic pentru schimbări, pentru reforme, pentru ajustări ale unor situații mai puțin plăcute sau mai puțin juste. În timp ce alternativa aici este tirania și aceste valuri de barbari, precum conspiraționiștii antivacciniști, nu ar duce societatea noastră decât spre tiranie. Da? Iar vrea să nu se ia niciun fel de măsuri și să fie oamenii toți lăsați să se îmbolnăvească și să moară câți mor. Și asta e. Ei vor imunizare colectivă, imunizare naturală. Asta înseamnă să ne sacrificăm părinții și bunicii. În primul rând, plus mulți alți oameni mai tineri, pentru că ați văzut, mor și oameni la 40, la 30, la 20 de ani. Mor oameni și oameni tineri, care, da, unii au și alte afecțiuni, dar cu acele afecțiuni ar mai putea totuși trăi mulți ani sau decenii. Ei nu sunt condamnați la moarte. Poate unii au, să zicem, diabet sau alte afecțiuni. Dar poți trăi cu diabetul încă 20 de ani, încă 30 de ani, 40 de ani. Dacă respecti sfaturile medicilor și dacă urmezi tratamentul adecvat, poți să duci un diabet mult timp, da? Dar dacă te lovește și coronavirusul, s-ar putea ca afecțiunile pe care le mai ai să-ți devină fatale, da? Pentru că acest coronavirus stimulează foarte mult celelalte afecțiuni pe care unii pacienți le au. Și această formă de barbarie, adică acest conspiraționism antivaccinist care nu mai respectă care nu mai prețuiește umanitatea, nu mai prețuiește viața umană. Asta e, până la urmă, asta e o trăsătură definitorie a barbariei. Ei nu valorizează omul, ființa umană. Dacă ar pune preț pe viața umană,
ar consimți la aceste măsuri care încearcă să salveze vieți, aproape cu disperare, da? Pentru că nu a fost acest efort uriaș al medicilor, care trebuie admirat, acest uriaș efort al oamenilor de știință care au reușit să vină cu aceste vaccinuri într-o perioadă scurtă, pentru că s-au mobilizat foarte multe centre de cercetare și existau și multe alte studii încă de acum 20-30 de ani legate de coronavirusuri, astfel încât așa se explică faptul că aceste vaccinuri au fost făcute rapid, da? Și acești oameni de știință care au venit cu aceste vaccinuri într-un timp scurt sunt acești oameni de știință, sunt niște eroi. Sunt niște eroi care au salvat extraordinar de multe vieți. Și acestui efort fantastic al științei, barbaria le opune lipsa de respect pentru viața umană. Lor nu le pasă. Chiar am văzut în comentarii: păi o să moară 1-2%. Și ce dacă? Restul supraviețuiesc. Așa gândesc că antivacciniștii. Lor nu le pasă decât de persoana lor, eventual, pentru că nici de persoana lor nu le pasă cu adevărat, pentru că ei se expun pe ei înșiși unor riscuri. Da, le consideră acceptabile sau le consideră prea puțin grave, înșelându-se pe ei înșiși, da? Pentru că foarte mulți antivacciniști chiar asta au pățit. S-au infectat și au murit, spre surpriza lor, din nefericire. Da? Și, sigur, fiecare moarte trebuie de plânsă. Și suntem solidari cu toți cei care au murit și suntem alături de toate familiile care au pierdut pe cineva și de toți cei care și-au pierdut viața. Da? Și repet, fiecare viața umană are o valoare intrinsecă și merită prețuită. Dar cei care nu prețuiesc viața umană sunt acești antivacciniști, cărora nu le pasă de consecințele teoriilor lor, ale conspirației. Nu le pasă că devin părtași la uciderea altora. Astfel de oameni ar fi fost. Pentru că ne putem întreba, cum a fost posibil comunismul? Cum a fost posibil nazismul? Cum de atât de mulți oameni au consimțit să servească astfel de regimuri criminale? Avem explicația. Îi vedem pe antivacciniștii de astăzi. Pe acești conspiraționiști care nu pun preț pe valoarea vieții unui om și sunt ușor de manipulat și de păcălit cu cele mai absurde idei. Și atunci un regim totalitar nu are nevoie decât de câteva idei absurde, are nevoie de câțiva zeloși care să le pună, care să le militeze pentru aceste idei și să îi păcălească pe alții. Și foarte mulți vor consimți și vor pune umărul la diverse forme de totalitarism și tiranie. Da? E, din acest aluat, din aluatul pe care îl vedem, aluatul ca personalitate și ca atitudine morală și intelectuală și pseudo-intelectuală, de fapt, a antivacciniștilor, au fost făcuți și cei care au servit comunismul și nazismul. Sau teocrațiile creștine, musulmane din trecut sau din prezent, cele musulmane. Da? Sunt același tip, cam același tip de personalitate și același tip de atitudine. Bine, plus sau mulți au mai făcut-o din oportunism, pentru a beneficia de avantaje, de acord. Dar undeva și fibra lor morală era compromisă, da? Era și fibra lor morală compromisă într-un mod asemănător cu felul în care este compromisă moralitatea conspiraționiștilor antivacciniști. Pentru că până la urmă acest conspiraționism este o dogmă, da? Este o formă de dogmatism. Este o formă de dogmatism care face victime în plan mental, în ceea ce privește gândirea acestor oameni, iar consecințele sunt în realitate sau consecințele lovesc realitatea într-un mod terifiant, luând viețile atâtor semeni.